Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul Pasiunea și Natură. Dragi prieteni, în ultima perioadă am făcut câteva partide de pescuit în care am avut rezultate foarte slabe, așa că m-am gândit să mai schimb și tehnica de pescuit. Pentru azi am pregătit o tehnică de pescuit la coșuleț. Am să vă arăt echipamentul. Pentru această tehnică am ales lanseta Michel, cea cu care pescuiesc la clean, cu spagheta, la spinning. Deci am ales această lansetă și nu am ales un feeder, pentru că este mult mai fină și nu am nicio frică că în cazul unui pește mare nu îl vă scoate cu această lansetă. Este o lansetă care rezistă. După cum știți, am vârful modificat, am vârf de fibră de sticlă, așa că nu-mi fac probleme. Este echipată cu o mulinetă Shimano 2500. Am dat jos montura de clean. Mi-am legat un înaintaj de 2 metri de fir textil. Am aici un opritor auto-înțepant, anti-tangle, o agrafă rapidă și coșulețul cu care voi înădi. Este un coșuleț de 30 de grame, ceva mai mare, pentru că încape mai multă momeală, iar eu voi pescui cu un coșuleț de 30 de grame, dar mai micuț. Bun, haideți să vă arăt și cu ce voi pescui. Voi nădi cu nada de la Tubertini. Este o nadă pentru clean și mireană, dar vă asigur că crapul nu o refuză. După cum ați mai văzut în videoclipurile mele, am prins și crap la această nadă. Am preparat-o deja. Am aici o cantitate nu prea mare. Este jumate nadă și jumate nisip. Eu așa prepar nada pentru apă curgătoare, pentru o face mai grea. Am umezit-o cât să stea bulgările strâns până îl arunc în apă, ca să pot descărca foarte repede coșulețul de nădire. După care o voi mai umezi puțin. Ca momeală voi folosi pelete gust de pește de 6 mm și, bineînțeles, porumb la conservă. În cazul că voi avea trăsături insistente de măruntaie la porumbul de conservă, voi renunța la el. Așa că rămâne să încep partida. Am mari speranțe. Văd foarte multe bulboane
grămezi de bolboane în zonă pe aici. Și sper să fac ceva la stilul ăsta. Spuneam că nu prea agrez eu stilul ăsta, pentru că se adună foarte multă măruntaie. Dar acum, fiind primăvară de vreme, poate că nu se adună foarte multă măruntaie și voi putea prinde ceva pește. Voi păstra peștii mai mici în această căldare pentru a elibera când cred eu că sunt prea mulți în căldare. Voi filma și eliberarea și în cazul unor capturi mai mari voi filma direct drill-ul și capturile. Bun, mă apuc de nădire, nu voi nădi foarte lung, n-are rost să filmez și așa ceva. Voi arunca vreo 6-7 coșulețe la o distanță de 20-25 de metri în cursul râului. Nu este nimic ieșit din comun. Nu v-am spus și forfacul. Am făcut un forfac de 0.18. Am un con aici care va intra pe agrafa rapide după ce voi nădi și voi pescui cu un cârlig de 14. Nu prea se vede că e soare. Iată. Am ales un cârlig mai mărișor pentru că mă aștept și la niște crapi mai corpolenți. Bun. Acestea fiind spuse, să-i dăm drumul și să ne revedem la un drill. Sper. Iată, prieteni, că pe foarte mult timp reușesc să iau un clințănaș. Nu vrea. Nu vrea deloc. Sare crapul în zona asta în continuu. Nu vrea. Nu îmi dau seama de ce. Poate că totuși apa încă este rece. Și din cauza asta. Am spus, asta este un râu de munte. Trebuie să iau de corjorul că nu am nicio șansă să văd. Am eliberat. Cred că mai stau vreo jumătate de oră. Poate reușesc totuși. La ora asta, așa târzie, a început să tragă. Poate reușesc să închei partida și cu ceva mai încălțat, mai frumos. Intervin la final sau dacă mai prind ceva. Dragi prieteni, cam asta a fost.
la partida asta. Am prins doar clănțănașul ăla. Părerea mea este că apa încă este rece. După cum v-am tot spus, ăsta este un râu de munte și cum săptămânile astea s-a mai încălzit puțin, a început zăpada de la munte să se dezghețe și vine la vale. Nu este un lucru bun asta, de aceea pe râul ăsta, cel puțin în zona asta, prohibiția începe în iunie, pentru că apa nu se încălzește cum se încălzește la un râu deșes. Nu va mai dura, după părerea mea, foarte mult. Cam o săptămână, două. Bun. Eu vă salut, dragi prieteni. Închei partida. Numai bine. Toate cele bune.